Bună, dragile mele! Bine v-am regăsit pe acest canal! Astăzi vreau să vă prezint o rețetă de chec cu mere tare ușor de pregătit, dar este super gustoasă! Pentru rețeta noastră vom avea nevoie de 3 căni de făină, 4 ouă, 50 de grame de unt, 4 linguri de iogurt, 100 de grame de zahăr, praf de copt și zahăr vanilat, coajă de lămâie, 2 mere tăiate cuburi, 50 de grame de zahăr brun. Vom începe să mixăm bine ouăle până obținem o spumă, după care adăugăm zahărul și continuăm să mixăm până încorporăm foarte bine zahărul. Adăugăm iogurtul și mixăm. Adăugăm coaja de lămâie, untul topit, făina, praful de copt și încorporăm totul foarte bine. Merele le curățim de coajă, le tăiem cuburi, adăugăm zahărul brun și vom pune o parte în aluatul nostru, iar restul merelor ornăm suprafața checului. Îl vom coace la cuptorul preîncăzit la 180 de grade pentru 30-45 de minute. Cele mele, sper că v-a plăcut această rețetă. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și să dați like la acest videoclip. Eu vă doresc poftă bună!